acest program poate beneficia orice femeie, fată, femeie, începând cu vârsta de 16 ani. Noi vom organiza, vom încerca să sesizăm într-un mod special, să implicăm femei din zonele rurale, din grupele etnice sau femeile din grupuri vulnerabile. Credem că femeile, participând la acest program și apoi angajându-se în domeniul IT, vor putea contribui la dezvoltarea societății, la dezvoltarea economică a țării și contribuind la digitalizarea societății într-un mod dinamic și prosper. Stabil financiar, deci ele nu mai pot deveni partea cercului de violență. Știm că datele sunt foarte mari privind violența bazată pe gen și acestea ne-a motivat pe noi ca să ținem anume fetele și femeile în domeniul IT, fiindcă este un domeniu foarte proactiv, este un domeniu în creștere, un domeniu cu un nivel de salarizare cel mai mare pe economie și aceste oportunități de ce să nu beneficieze și fetele și femeile din Moldova. Looking at the IT sector in Moldova, it's one of the fastest growing sectors, which is very important also for the growth and for the possibility of creating new job opportunities. And we see that women need to take an active participation in this process in order to make the process and development sustainable and to make sure that it is the growth, the long-term growth. Am fost profund impresionată de faptul că este așa tip de program în Moldova și chiar câteva luni urmă eram în căutarea de niște cursuri de testing și când am văzut că în acest an se propune aceste direcții, nu am ezitat și am încercat să aplic. Așteptările pe care le am de la acest program sunt să mă inițializez în acest domeniu și să știu exact unde să merg mai departe și ce trebuie să fac. La prima etapă, exact așa ca și fetele de acum, am venit la prezentare, eram puțin cam sceptică dacă o să reușesc, nu o să reușesc, dar eram foarte motivată, îmi doream foarte mult lucrul acesta, cu multă muncă și susținere din partea familiei, am reușit să... Eu sper și fetele să reușească să devină specialiști buni, poate chiar mai buni ca mine.